da-di-da. Unei vino Gheorghiul Liu, di-di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Ules doamna Pitârzu, di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Ules doamna Pitârzu, di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Devenită deja o tradiție în adunații copăceni, această sărbătoare este așteptată nu doar de organizatori, ci și de giurgiuvenii cărora le-au fost asigurate locuri de muncă în această zonă. Livada de la adunați se întinde pe o suprafață de circa 80 de hectare, din care aproape 50 sunt acoperite cu meri și cireși. Ferma este patronată de Ionel Iordache, un mare om de afaceri și unul dintre cei mai importanți producători de fructe și legume din țara noastră. La evenimentul organizat astăzi au dat curs invitației aproape 100 de fermieri, retaileri, specialiști în domeniu și reprezentanții Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești. De la această mare sărbătoare nu au lipsit nici oficialitățile locale și centrale, care au rămas impresionate de producția bogată de fructe din această zonă. Producția este absolut excepțională. Deci, ca să vă spun că acest eveniment este creat în fiecare an, în fiecare în perioada recoltelor, patronatul firmei și conducerea firmei a hotărât drept bună răsplată pentru prieteni, pentru amici, pentru presă, pentru televiziune, să creeze acest moment în care să se arate că anul a fost bun, că recoltele sunt bune. Participanții la eveniment au avut parte și de o surpriză. Nu doar că au putut gusta din bucatele tradiționale și din produsele puse la dispoziție de patronul fermei, ci au avut ocazia să admire livada, plimbându-se cu una din cele două trăsuri aduse special pentru această ocazie. Scopul final al acestei reuniuni este de a aduce clienților produse de cât mai bună calitate, chiar și pentru cei mai exigenți dintre ei. Nu ne este frică de concurență, drept urmare sunt și alți pomicultori aici și împreună să dezvoltăm partea aceasta din agricultură care are un foarte mare potențial. În acest sens există idei de proiect? Sunt colaboratorii care îi avem deja în portofoliu și noi colaboratori care ulterior acestei întâlniri pot veni cu idei, nouă ne vine o idee și la anul să sperăm să le implementăm pe toate dintre acestea. Din livada am mâncat mere și mâncăm și noi fim de aici, din adunații copăceni. De fiecare dată când avem nevoie, nu e niciun fel de problemă. Niște mere, ce să vă spun, la un moment dat chiar și olandezii au rămas surprinși de ce se fac atât, mult mai bune decât ale lor. Dumneavoastră, cum vă simțiți? Să vă văd la un pahar de ce avem aici, pălincă? Un pahar de pălincă care este nemaipomenită și din producție proprie, făcută de domnul, angajați oamenii, domnul Nelu Iordache, care, la fel ca și colegul meu, vă spun, în fiecare an suntem invitați aici să degustăm din produsele naturale făcute de oamenii noștri, de oamenii comunei. Cu mai multe informații și imagini de la acest eveniment, vom reveni în edițiile informative viitoare la Valahia TV.